starea de alertă din sectorul 1 nu va fi prelungită, deși primăria condusă de Clotilde Armand asta ceruse invocând ca argument incapacitatea Romprest de a asigura serviciile de curățenie. Prefectul Capitalei nu s-a lăsat însă convins și spune că firma de salubrizare poate asigura ridicarea gunoiului din sector și curățenia. În urma informațiilor pe care le-am primit de la Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și Agenția pentru Protecția Mediului București, situația din teren arată că situația salubrizării în sectorul 1 este în acest moment bună și nu se impune prelungirea stării de alertă. Am avut și o discuție cu Primăria Sectorului 1 și cu Romprest. Și urmează ca în două zile să se prezinte împreună cu un plan care să asigure continuitatea serviciilor de salubrizare pe termen lung. Societatea de salubrizare a dat asigurări că are capacitatea necesară să continue. Evident, situația va fi sub monitorizare, având în vedere că este oarecum fragil după toată această perioadă. Nu vom ezita să luăm măsuri în momentul în care lucrurile se vor înrăutăți. Ce înseamnă această decizie a prefectului pentru locuitorii sectorului 1, ne spune colega noastră Cezara Scutari. Starea de alertă din sectorul 1 nu se va prelungi, așa că în continuare curățenia din sectorul 1 va fi prestată de către Romprest. Asta înseamnă că ei vor ridica deșeurile menajere și cele stradale și vor curăța străzile din sectorul 1. Primăria de sector nu va trebui să caute alți operatori de salubritate pentru perioada următoare și decizia prefectului este bazată și pe faptul că Romprest ar avea capacități mult mai mari față de alți operatori de salubritate și ar putea asigura un serviciu de salubrizare în sectorul 1 așa cum ar trebui. Totuși, soluția de avarie a fost ca peste două zile reprezentanții Romprest și reprezentanții primăriei de sector să vină aici pentru un plan de continuitate, să discute, să negocieze anumite tarife sau să stabilească o frecvență mai redusă pentru anumite servicii, astfel încât costurile pe care le are Romprest să nu fie prea mari pentru bugetul sectorului 1 și în același timp echipa care există acum la Romprest să le poată face în continuare, având în vedere că 600 de angajați ai Romprest au fost deja demiși. De altfel, în continuare, a spus Alin Stoica faptul că dacă aceste servicii nu vor fi prestate așa cum trebuie de către Romprest, și primăria de sector nu își va asigura obligațiile în ceea ce privește salubrizarea sectorului, vor exista mai multe controle din partea DSP, Gărzii de Mediu și Agenției de Mediu și vor exista sancțiuni dure pentru responsabili.